put de aplauze, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Toate bune, toate bune, toate frumoase. În cadrul acestui videoclip vom discuta despre romanul Ion, redactat de către Liviu Rebreanu. Acest scriitor nu a cunoscut succesul din prima, precum alții, dar prin acest roman, Ion a fost întâmpinat cu entuziasm de foarte mulți critici literari, dar și de scriitori din generația lui, precum Camil Petrescu, Mircea Eliade. Această scriere, care apare în anul 1920, este un roman obiectiv, modern, realist. Și imediat vă explic aceste concepte. Modern înseamnă că romanul este în concordanță sau respectă principiile enunțate de către Eugen Lovinescu, care vorbește despre o sincronizare a literaturii române cu cea europeană. Personajul Ion nu este asemenea Vitoriei Lipan, care înainte de a pleca să își caute soțul, se supune unor ritualuri creștine. Nu, Ion își dorește să obțină avere și nu are pic de moralitate. Obiectiv înseamnă că naratorul este omniscient, adică știe tot despre personajele sale, este omniprezent, este peste tot și este omnipotent. Adică poate să facă orice, el mânuiește destinele personajelor. Perspectiva narrativă înseamnă care este unghiul naratorului, cum relatează naratorul. Este implicat, este prezent sau nu este implicat, este detașat, este obiectiv. Naratorul este obiectiv, narațiunea este relatată la persoană. Povestea romanului este destul de simplă. Personajul principal, Ion, care dă și titlul romanului, este sărac și își dorește să obțină pământ. El este îndrăgostit de Florica, care era frumoasă, dar pentru a putea accede pe treapta socială, încearcă să o oblige pe Ana să se căsătorească cu el. Mai exact, să-l constrângă cumva pe tatăl Anei să-i o dea de soție. Și cel mai simplu era să o lase însărcinată. Din punct de vedere structural, acest roman este împărțit în două părți. Prima parte se numește Glasul Pământului și cea de-a doua parte se numește Glasul Iubirii. Glasul Pământului este structurat în 6 capitole, iar Glasul Iubirii în 7 capitole. Vedem aici o personificare, glasul pământului, da, într-adevăr, pământul prinde glas pentru că l-ademenește pe Ion. Și pământul nu este un simplu teren. Introducă cititorul în lumea ficțională prin descrierea unui drum care ajunge în satul Pripas. Iar ieșirea din lumea ficțională se face prin descrierea drumului care iese din satul Pripas. Deci, la început intrăm în satul Pripas, iar apoi ieșim din satul Pripas, deci ieșim din lumea ficțională. Romanul debutează prin prezentarea unei hore. La horă se află Ion, se află mai mulți flăcăi, dar ceea ce este interesant este că Ion dansează cu Ana. Și după ce hora se sfârșește, Ion o cheamă pe Ana, evident, Ion fiind puțin vesel din cauza băuturii pe care o consumase, o cheamă pe Ana la nuc și spune așa: "Să vii anunță, știi tu unde?" zice Ion Domol. Ana nu răspunde, privirea ei însă lucește de bucurie. Se zmucește și să scape din îmbrățișare și optinde într-una moale: "Dăm drumul, Ionică, zău, dăm drumul!" Flăcăul o trage mai aproape cu un zâmbet aprins, o apucă cu o mână de țâțe și le strânge ca pe două mere, încât Ana sâsâie de durere. Să nu cumva să nu vii. Avem aici un cadru erotic, destul de evident. Și Ion o cheamă pe Ana
Sub nuc, ca să vorbească, probabil. Asta și fac. Dar este important, deoarece aici observăm deja intriga romanului. Ion încearcă să o cucerească pe Ana. Și un alt episod important este momentul în care George Bulbuc, care era cumva destinat Anei, care era destinat Anei prin consimțământul părinților, el vede această scenă, vede că Ion o cheamă pe Ana sub nuc. Și să vedem această descriere. Fierbea, se gândea mereu să-și crească drum până în grădină, să vadă cum șa de ochi în ochi cu Ion, dar mereu își lua seama zicându-și că poate mai mult ar strica decât ar folosi, dacă cumva nu s-ar risca și o bătaie, căci Ion e arțăgos ca un lup nemâncat. Aici vedem și o descriere, adică o caracterizare directă a personajului Ion. Este arțăgos. O caracterizare directă făcută de către narator. Dar va ști fata că el știe mai rău, se va înrăi. Mai bine să-i lasă în pace. O lingură de istețime face uneori mai mult decât un car de putere. Ideea că lui George îi plăcea de Ana, pentru că nici George nu era un făt frumos, nu era Victor Slav, era greoi, spătos și umeros, ca un taur umbla legănat și cu genunchii înmuiați. Dar adevăratul conflict se ivește în momentul în care Vasile Baciu, tatăl Anei, ajunge și el pe zonă și îl vede pe George. Vasile Baciu avea niște rachiu la el, cum au oamenii de la sat, evident. Îl vede pe George și spune: "O, viitorule ginere, ce mai faci tu?" Era și preotul Belciug acolo. Și până la urmă George îi spune: "Păi, ginere ca ginere, dar Ana ta este cu Ion." Și atunci Vasile Baciu se duce. Și aici să vedem secvența. "Bine, Anuțo, așa ne-a fost vorba." Și se repezi spre ea cu pumnul ridicat, gata să o izbească. Așa, gata să o izbească. "Tu l-ai sărit cu o moară." Până să ajungă însă la fată, Vasile zări pe Ion, sosind tot de după șură. Deci îl vede pe Ion. Aici deja vedem cum se generează conflictul. Și numai decât uită pe Ana, se întoarse amenințător spre Flăcău. Văzându-l cum vine drept la el, Ion a avut o tresărire ușoară, dar își urmă calea, liniștit ca și când n-ar înțelege nimic, cu o privire nepăsătoare către Baciu. "Ce ți-am spus eu ție, sărăntocule, ai?" urlă apropiindu-se mereu Vasile Baciu, pe care liniștea lui Ion îl întărâta mai rău. Flăcăul primi o cara ca o lovitură de cuțit. Observăm că Vasile Baciu îl face sărăntoc. Este o jignire pe care Ion o resimte puternic în propria ființă, pentru că el era sărăntoc, pentru că se născuse așa. El muncea foarte mult, dar știm că dacă muncești foarte mult cinstit, nu o să ajungi să dobândești avere. Așa că Ion trebuia să se descurce cumva. "Ce sunt eu, sluga dumitale, să-mi poruncești?" Am să-ți poruncesc, tâlharule. Și dacă nu asculți de vorbă, am să te umplu de sânge," răcnit țăranul aprins de mânie până măduva oaselor. Vedem că Ion era nervos, mai ales că cumva bănuiește că George i-a comunicat lui Vasile Baciu că el se afla cu Ana. Și o secvență importantă este chiar bătaia dintre Ion și George Bulbuc. După ce lăutarii pleacă de la horă, ei se duc la birtul satului, la cârciuma lui Avrum. Un fel de, no, name, un fel de local de la sat. Și acolo, lăutarii trebuiau să își ia banii și vorba era că George Bulbuc face chetă, adună bani de la Flăcăi. Și în momentul în care lăutarii își cer partea, se întâmplă următoarea secvență. "Plătește!" să se îi dânsul încurcat. "Eu, mă, eu!" strigă celălalt sărind în picioare, încurajat de liniștea lui Ion, pe care o lua drept slăbiciune. "Tu!" Aici o conversație între Ion și George Bulbuc. "Dacă crezi că e o scârpa voastră, mă!" răcni George tot mai dârs și amenințător.
Răcni George tot mai dârz și amenințător. Și încă mai sare la mine și încă cine? Nu mai putu urma Căcion, îl zbi cu amândoi pumnii peste masă, drept în obraj. În cealaltă clipă se repezi și George, dar eu ne lovi a doua oară mai țeapăn. Pe urmă se încăierară, George mergea ca un taur și la pucă de ghetoarea cămășii, sucind-o-n așa, încât vinele lui Ion se umflau, iar fața îi se roșea din ce în ce mai tare. Cu toate acestea, Ion îl lovea aprig, când în cap, când în burtă, încât pumnii se umplură de sângele ce curgea și roi din nasul lui George. Da, cam acestea au fost secvențele pe care am vrut să vi le prezint. Ele se fac parte din capitolul Începutul. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, să dați un share, un like, un subscribe și toate cele bune. Ne auzim în curând, dragi prieteni!